ne aflăm în fața unui cireș care are 2 ani, dar... Tu cum estimezi vârsta unui pom? Aici a fost tăiat prima dată, se va ține el aici. Pe aici o tăiere. Aici este un an. De aici în sus, următorul an. Deci de aici până aici un an și de acolo un alt an. La fel se vede și aici. De aici până aici un an și acestea sunt de anul trecut. Deci are 2 ani. Bun, nu are nicio formă. Cireșul ori merge pe arc central, un arc central în mijlocul șarpante pe etaje sau neetajate șarpantele, sau tip vas cu 3 sau 4 șarpante distribuite în mod egal la înclinație de 45-50, deci la cireș merge la 50 grade înclinație. Ce vom face noi în această situație unde îl avem cam stil palmetă? Dacă filmezi din loc de aici, din zona asta, vei vedea că este ca o palmetă. Deci toate trei aproape sunt în aceeași direcție. Vom lua 2 țeruși și 2 fire de ață și imediat schimbăm coronamentul acestui cireș de 2 ani. Facem o legătură care să nu fie strânsă, să nu strângă ramura, pentru că atunci o vom ghitui și o vom opri din creștere. Măsurăm ața cu care se legăm. Pentru că pământul este foarte moale, avem nevoie de un țeruș ca să putem să-l batem mai adânc. Folosesc secura proprietarului. Așa. Pământul este foarte moale. Așa. Da, avem spre 50 de grade. Acum vom alege noua poziție a acestei șarpante. Ne uităm cam cum este aceasta și atunci asta ar trebui să vină în această zonă. Ca să fie egal distanța între ele. Împărțim al distanța. Deci cam așa. Legătură care să nu gătuiască ramura. Așa. Măsurăm cât avem nevoie. Da. Trebuie mai inclinația mai încoace puțin. Așa. Da, fiindcă s-a depărtat prea mult de aceasta, trebuie să schimbăm poziția lemnului. O vom face așa. O vom desface. Vom lega și această triangă, pentru că să avem o distanță egală. Bun. Deci în această situație am făcut corona în 3 direcții diferite, l-am legat. Acum trebuie să alegem continuitatea șarpantei. Aceasta va fi continuitatea șarpantei. Eliminăm acest vârf. Scurtăm ca sub șarpante această parte, tem la 40 de centimetri, la fel în această zonă, aceasta va fi continuitatea șarpantei, tot ce este concurență suntem obligați să eliminăm,
aici vom tăia încep, aici la fel vom tăia încep, aceasta fi mai slabă, o lăsăm. Acestea două vor fi pentru fructificare și vegetație, la fel aici alegem continuitatea șarpantei va fi aceasta. Aici vom tăia, uitați, lăsăm aici avem roadă și vom tăia deasupra la 3 muguri. La fel, aici tăiem la 3 muguri pentru o nouă creștere. Aceasta o lăsăm pentru roadă, este orizontală și continuitatea șarpante tăiem la 40 de centimetri. Lăsăm și aceasta de fapt o tăiem la 3 muguri, iar acestea fi mai slabe, le lăsăm pentru roadă și vegetație. Deci astfel noi am făcut un cireș cu 3 brațe principale, prin 3 legături. Mulțumim pentru vizionarea acestui videoclip. Pe curând!